Născută la Suceava, Sonia Ursu Kim are rădăcini în Coreea de Sud. Tatăl ei este din Seul și a lucrat ca inginer la un șantier naval din România. De cealaltă parte, mama sa, Gabriela, este fata fostului mare rugbyist sucevean Ilie Ursu. Sonia și-a petrecut primii ani din viață în Coreea de Sud, înainte de a reveni în România, la Suceava. În clasa a patra s-a mutat cu familia la București, unde mama ei a deschis un restaurant corean. Sonia a luat lecții de pian și de not, iar la 11 ani a devenit interesată de basket. A urmat o carieră impresionantă în acest sport, astfel că anul viitor urmează să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pentru cea mai importantă competiție mondială, Sonia se pregătește împreună cu iubitul ei corean, pe care l-a adus și în Bucovina. Chiar în Suceava, la bunici, și am mâncat foarte mult. Ce ai mâncat? How do you say it? Mamaliga. Mamaliga. And what else? Sarmale. Încerc să-l înveți și pe iubitul tău limba română? Bineînțeles, trebuie neapărat. Dacă vrea să stea aici, trebuie să învețe. Learning every day, one word. What words do you know? I learned apa today. It's very hot, so we need water. Apa. What else? Te iubesc. Te iubesc. Ah. E primul lucru care am învățat să spună te iubesc, ca să mă impresioneze, bănuiesc. Sonia are 11 tatuaje și își va desena pe corp și cercurile olimpice dacă ia medalia de aur la Tokyo. She's the most amazing person I've ever met.